detonem. Ca o analiză personală pe care am realizat-o și împreună cu reprezentanții sectoarelor, cred că suntem pregătiți în acest moment în proporție de 75%. Pentru mine nu este un procent mulțumitor, vă spun de pe acum, de aceea am decis ca în următoarele zile să mai avem încă o întâlnire cu reprezentanții companiilor de salubritate care să se pregătească mult mai bine pentru această nouă întâlnire și să spună care ar fi necesarul de utilaje, de material antiderapant, de combustibil, de resursă umană pentru ca dezăpezirea să se realizeze în totalitate în capitală, să se realizeze nu doar pe marile bulevarde, pe marile artere, ci și în spatele blocurilor și pe străduțele mici și la școli și la grădinițe și la spitale și la instituțiile statului. Vreau în acest an să avem o dezăpezire exemplară în capitală din toate punctele de vedere. Vreau ca orașul să arate unitar, să nu avem dezăpezire, așa cum ați observat, doar în câteva sectoare, în special cele care au zone centrale și cele care sunt mai la marginea capitalei, să nu dea o atenție deosebită acestei acțiuni.